Salutare din nou! Iată-ne la o primă prezentare detaliată la rasa Pestriț pe anul acesta. Femelă marznuță montată cu masculul de Oradea. Avem un cuib de 5 puișuri foarte frumoși. Tatăl avem aici, un colos, un frumos. Un mascul care provine dintr-un tată de 8 kg și 400 grame. Un an de zile i-a făcut de curând. Acum două zile chiar. Iar aici avem produsul lui împreună cu mama. Cum vedeți, piciorul gros se pare că îl primesc și puișorii din gena tatălui. Desenul, nu mai zic, este unul bun, zic eu. Este un cuib din care aș putea foarte ușor să-mi fac matca pe anul viitor. Aștept din acest cuib masivitate, aștept ureche mai mare, pentru că tatăl are calități, iar mama stă foarte bine pe desen și la fel de bine pe blană. Nu știu ce avem deocamdată, au cam vreo 7 zile de când le-am scos paravanul, ca ei să poate să se plimbe mai mult în boxă, să aibă mai mult loc, să nu fie o boxă aglomerată din cauza paravanului. Acesta se folosește doar în momentul în care femeia fată și după aceea se lasă până undeva la când începe ei să mănânce, să iasă la mâncare. Dar un cuib bun. O să vă mai arăt un cuib unde am mutat și niște pestriți, niște janet, pardon, tot din acest cuib. Să mutați la femeia janet a mea. Aici avem un pestriț bun pe desen. Sunt vreo 7 pui. Au tilardit aici. Ce faceți voi, copii? Și de aici 1, 2. Asta e ăla cu două puncte pe parte. Uite, ăla e bun, iară două oprit de lucru. Ia vine, mă, te vedem și noi. Pe o parte, pe alta. În rest, janet, grupa mare. Aici este cuibul masculului de mai. Nu știu nici aici ce avem. Cuibul bombiței vi l-am arătat ceva mai devreme, în clipul trecut. Aici avem un cuib, ceea ce privește desenul, într-adevăr ratat, dar o să o montez de nou. Femeluța însă cu masculul meu, ori cu masculul de mai, ori cu masculul de tomiță al meu. De aici nu știu dacă avem ce opri, chiar nu știu. Bun. Aici mai avem o janetă. Și pentru ea așteptăm cuib, pentru că nu i-a ținut la prima fătare. Se întâmplă, avem ce să facem. Se poate întâmpla. Băi. Blocat ușa. Așa. Aici avem masculul, primul cuib cu el, l-ați văzut în clipul trecut. Avem doi pui foarte, foarte buni acolo.
și mai găsim. Masculul de mai o să fie disponibil, însă nu știu dacă chiar acum. Mascul bun. Avem produs din el. Aici am avem o femeluță pe care am avut-o balonată, însă mulțumesc Dumnezeu că am reușit să o scap. Este din femela mea Oradea cu masculul care provine de la Andrei Popescu. Femeluță care, nu știu, prin agitația ei pe care o are, a reușit să-mi trăiască și credeți-mă, atât de bucuros sunt încât nu vă pot spune. A fost, deci, terminată, nu-i mai dădeam nicio șansă de supraviețuire ceea ce privește viața. Am avut o bolnavă de coccidioză, umflată, era pepene, însă știți tratamentul meu pe care eu îl folosesc. Am reușit să o deblochez cu clizmă, făcându-i clizmă și vitamină Dufalit și enrofloxacină pe gât. Mai avem aici încă doi frați de-a ei. Au mai fost încă doi pestriți albastru, dar pe aceea i-am pierdut. A fost bubuit o cuibă, nu știu ce s-a întâmplat. Am avut o așa supărare, nu vă zic, cred că ceva probabil în fân, un pic de mucegai și mi-a zobit. Deci pe lângă masculașul ăsta mai erau încă doi care mergeau la fel de bine. Ăștia, nu știu, nu au avut nimic, că alții i-am găsit, pac, imediat. Umflați, bineînțeles. Și încă un masculaj mai descărcat, dar cu bine și el. Cam ăștia sunt pestriții. Aici e cuib interesant. Un cuib bun, din care vreau să-mi fac matca pentru anul viitor. Sănătos să fie și totul va fi bine. Vă salut!